Marea Unire de la 1918 este punctul culminant al istoriei noastre, momentul prin care ne-am afirmat demnitatea națională și mai ales unitatea de neam și de credință. Marea Unire este un ideal împlinit. Acesta este și titlul campaniei pe care jurnalul Trinitas o lansează în această seară pentru comemorarea celor care au făcut posibilă construirea statului român modern. Pe tot parcursul lunii martie, în fiecare seară, în cadrul jurnalului, vor fi invitați istorici, academicieni, profesori și ierarhi care vor explica semnificațiile evenimentelor care au precedat Marea Unire, dar și contribuția Bisericii Ortodoxe Române la realizarea acestui deziderat. Invitatul primei ediții este profesorul Ionel Cândea, managerul Muzeului Brăilei, Carol I și membru corespondent al Academiei Române. Război mondial, 1914-1918, cunoscut în istoria românilor și ca războiul de reîntregire a neamului, 1916-1919, a reprezentat o conflagrație militară internațională fără precedent în trecutul omenirii, în urma căreia s-a obținut, cu multe jertfe de vieți omenești și multe eforturi spirituale și materiale ale românilor, împlinirea idealului unității noastre naționale. A fost necesară o luptă armată a poporului român pentru a se împlini ceea ce nu s-a reușit pe timp de pace, adică unirea tuturor românilor. Astfel, în cursul anului 1918, s-a realizat unirea Basarabiei, la data de 27 martie, a Bucovinei, la 28 noiembrie, și la 1 decembrie, unirea Transilvaniei cu țara mamă. În tot acest timp, sigur, a existat mare fierbere în Transilvania, a fost o organizare extraordinară, aproape de necrezut pentru ce s-a întâmplat, dar au fost oameni de o verticalitate, Iuliu Maniu, Vaida Voievod, Goldiș, toți au fost unul și unul în a înțelege ceea ce vor. Au lăsat la o parte unele deosebiri confesionale, că unii erau uniți, alții erau ortodoxi, Goldiș ortodoxi, după care declarația de la Alba Iulia arată câtă minte extraordinară au avut cu toții. Au lămurit de la bun început relațiile cu minoritățile care acum deveneau minorități în Transilvania, nu? Odată cu unirea ei cu Regatul României. Pe de o parte, poporul care era trup și suflet pentru unire, făcuse sacrificii uriașe, enorme de sânge. Chipuiți-vă câți ardeleni, câți români ardeleni au murit în cadrul trupelor austro-ungare în lupta împotriva alor noștri și a altora, a Rusiei și așa mai departe în război, cu zecile de mii. Și în același timp, câți au ajuns prin închisori, câți au ajuns în lagări, câți au ajuns de... Și până la urmă, această idee a unității și a dreptății care trebuia împlinită prin unirea și cu Transilvania s-a împlinit la 1 decembrie, repet, cu această foarte importantă mențiune pe care o fac, cu respectarea drepturilor tuturor minorităților din Transilvania, și a secuilor, și a sașilor, și a ungurilor. Ori o evoluție ulterioară sau ceea ce vedem astăzi din anumite puncte de vedere sunt lucruri cu atât mai dureroase pentru noi, cu cât le-am avut în vedere de acum 100 de ani, și de atunci au fost în cea mai mare parte împlinite aceste promisiuni. Brăila, vechi centru comercial datând încă din anul 1368, poartă pecetea istoriei și a culturii. În contextul sărbătoririi centenarului Marii Uniri, Muzeul Brăilei Carol I a inaugurat în data de 20 ianuarie o expoziție care a reunit coroana și sceptrul regelui Ferdinand I, precum și mantiile regelui și a reginei Maria. Noi, brăilenii, putem să facem începutul marilor sărbători ale centenarului Unirii
printr-un gest de recunoștință față de cei care au făcut jertfa supremă și au dus la încoronarea de la Alba Iulia. Iată, noi trecem peste 1918 și peste 2018 și avem în vedere evenimentul care a fost corolarul a toată jertfa românilor în primul război mondial. Nu doar actul unirii, a unirii Basarabiei cu România, a unirii Bucovinei cu România, a unirii țării Ardealului, pentru că, așa trebuie să-i spunem, după sceptrul lui Ferdinand, acolo adunându-se și Transilvania, și Banatul, și Crișana, și Maramureșul, adică tuturor provinciilor istorice românești din interiorul Arcului Carpatic. Și atunci am spus, noi putem pe 20 ianuarie la Brăila să omagem deopotrivă și țara, și neamul românesc, și Brăila, realizând această expoziție în care am adus coroana de oțel a regilor României, pe care Carol I a realizat-o din tunul capturat la Plevna, ca simbol al dobândirii independenței de stat, și, evident, sceptrul lui Ferdinand, ambele purtate de regele întregitor în 15 octombrie 1922 la încoronarea de la Alba Iulie. De asemenea, am adus cele două mantii ale regelui Ferdinand și ale Maria. Vreau să spun că dacă primele două piese, coroana și sceptrul, sunt proprietatea Muzeului Național de Istorie din București, și am mulțumit directorului prezent atunci aici, colegului Oberlander, pentru această îngăduință, am mers mai departe la Muzeul Național de la Peleș și, la fel, colegul Narcis Dorin Ion ne-a oferit posibilitatea să etalăm cele două mantii, două poeme bizantine care au o valoare excepțională pentru noi. Ele sunt proiectul lui Costin Petrescu, se știe, ca și sceptrul. Costin Petrescu este evident că s-a inspirat din tot ceea ce înseamnă pictura bizantină din țările române. Este limpede că pentru coroana reginei s-a inspirat din tot ceea ce a găsit la Argeș, la curtea de Argeș, unde sunt acele splendide realizări din vremea lui Neagoe Basarab. Unul dintre simbolurile unității românilor este drapelul tricolor. Purtat în perioada contemporană, atât în momente de mândrie națională, cât și de momente de restriște. Unirea românilor se va face împrejurul sau în jurul țării românești. Nu întâmplător, culoarea drapelului este cea care este. Și de la 1848 și 59 înainte și mai înainte, galbenul e țara românească, este culoarea drapelului lui Mihai, cu care se înfășoară când trece Mureșul după bătălia de la Mirăzlău, pierdută cu basta. Iar Moldova este roșu, pentru că roșu e steagul lui Ștefan cel Mare, de la albastru Transilvania, pentru că 300 și ceva de familii din Transilvania, de nobili români, au scutul pe albastru. Și, prin urmare, iată care sunt culorile și ale drapelului și în jurul cui, a cărei provincii istorice se face unirea. Unirea se face în jurul țării românești. Despre istoria unui ideal împlinit, acela al unității tuturor românilor, veți putea afla mai multe informații în filmul documentar Unitatea de neam și credință a românilor, difuzat în curând la Trinitas TV.